Salutare și bine te-am regăsit! Iată că a venit momentul să facem review la iPhone 13 și pentru că contextul e de așa natură încât să nu mă pot juca cu el mai mult de o zi sau două, o să facem un review după 24 de ore de folosire. Și dacă iese bine, poate facem și în viitor review-uri de genul ăsta, că cine știe, poate chiar e mai bine așa să faci review-uri la gadget-uri rapid, pentru că zici fix prima impresie pe care o ai după ce testezi gadgetul respectiv. Dar te invit să spui în comentarii cum ți se pare ideea asta după ce vezi acest video. iPhone 13 recent lansat în România, adică abia de ieri au început să se livreze în țara noastră. Eu am reușit să pun mâna pe unul cu ajutorul celor de la iStyle, cărora le mulțumesc, și după ce m-am jucat cu el timp de o zi, iată concluziile mele. Hai să începem cu designul. Designul de la iPhone 13 nu s-a modificat foarte mult comparativ cu cel de la iPhone 12, adică avem același design în linii mari cu margini drepte, cu spate de sticlă lucioasă și cu margini de o culoare mată. Culoarea pe care o am eu este Midnight și atât, nu există niciun blu, nu există niciun black, l-au numit Midnight, asta e tot. Așa că nuanța este un albastru foarte închis spre negru. Se vede că nu e negru doar când îl ții în lumină directă, altfel ai impresia că e un negru. Tot în legătură cu designul, o modificare mare o reprezintă camerele. La iPhone 12 camerele erau puse una sub cealaltă, la iPhone 13 sunt puse în diagonală. Cei de la Apple au spus că modificarea asta au făcut-o ca să aibă mai mult spațiu, să facă niște camere mai bune. Și o să ajungem și acolo, dar până una alta să știi că aceste camere sunt puțin mai mari decât cele de pe iPhone 12, adică cercul ăsta efectiv este mai mare puțin, dar pe lângă faptul că e mai mare, sunt și puțin mai performante. O altă modificare notabilă o reprezintă acest notch din partea de sus a ecranului. Acum este mai mic. Asta pentru că au reușit să mute difuzorul de pe telefon deasupra și nu mai este inclus în notch așa cum este la versiunea anterioară. Este o diferență dată strict de această modificare, de mutarea difuzorului mai sus, nimic mai mult. Ce mi se pare totuși ciudat este că nu au folosit spațiul ăsta altfel, adică în partea de sus a telefonului ai fix aceleași informații pe care le ai și pe iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12 și așa mai departe. Poate la un moment dat o să vedem, nu știu, procentul bateriei pus direct aici sus, pentru că acum avem mai mult spațiu de manevră. Dar să vedem. Mai mult, telefonul are standardul IP68 de rezistență la apă și la praf. Asta înseamnă că poate fi scufundat în apă de până la 6 metri pentru o perioadă de până la 30 de minute. Dar atenție la treaba asta, Apple spune că problemele cauzate de contactul telefonului cu apa nu sunt acoperite de garanție. Deci nu e waterproof, este water resistant mai degrabă. E așa ca să fii tu confortabil cu gândul că dacă scapi telefonul în apă sau dacă te prinde ploaia pe drum, el încă o să mai meargă. Dar nu e un telefon făcut să intri cu el în apă, să faci poze în piscină și așa mai departe. Totodată avem și două difuzoare. Avem unul aici în partea de jos a telefonului și unul sus. Este cel mutat puțin ca notch-ul să fie mai mic. În partea de jos a telefonului să știi că deși sunt găuri din astea și în stânga și în dreapta, doar în dreapta se află difuzorul, în stânga este un microfon, deci să nu te aștepți să se audă sunet de acolo, pentru că nu este niciun difuzor acolo. Și cam asta este în ceea ce privește designul, nu e cu mult diferit față de iPhone 12, în schimb mie îmi place, este un design care mi-a plăcut de când a apărut el de pe la iPhone 4. Dacă îți place și ție, s-ar putea să fie un upgrade bun. Trecem peste design și ajungem la ecran. Avem un ecran de 6,1 inch, Super Retina XDR, care cei de la Apple spun că este cu 28% mai luminos față de iPhone 12. Se vede că e puțin mai luminos comparativ cu 12 Pro-ul meu, că are același ecran ca iPhone 12, deci da, luminositatea asta se simte și o să te ajute mai ales atunci când folosești telefonul în soare direct, pentru că o să vezi mai bine ce e pe el. În rest, avem aceeași rată de refresh de 60 de Hz, deci nu s-a schimbat nimic din punctul ăsta de vedere, dar este un ecran bun, este un ecran luminos, se mișcă excelent și ai o claritate bună a imaginii și a clipurilor video. Trecem la camere, unul dintre principalele motive de upgrade, dacă vrei, și unul dintre lucrurile diferite față de versiunea anterioară.
Avem pe spate două camere de 12 megapixeli, este o cameră wide și o cameră ultra wide. Camera wide are o diafragmă de f1.6 și cea ultra wide de f2.4. Asta înseamnă că se vor descurca bine și la fotografii făcute noaptea. Nu are zoom optic, ci doar digital. Nu are o cameră specială pentru zoom, deci dacă obișnuiești să faci fotografii sau clipuri video cu zoom, să știi că pe măsură ce crești zoom-ul vei scădea și din claritatea imaginii. În schimb, au introdus o funcție care în trecut era doar la iPhone 12 Pro Max, au introdus-o pe toate iPhone 13-urile și aceea este stabilizarea fizică a clipurilor video. Adică în camerele astea și cumva și de aia le-a trebuit mai mult spațiu, au pus un stabilizator care se mișcă fizic în așa fel încât atunci când filmezi și mergi, imaginea să nu mai fie atât de mișcată. Și pentru asta am făcut un test, bineînțeles, am luat iPhone 12 Pro-ul meu care nu are acest stabilizator și am filmat în același timp aceleași cadre și cu iPhone 13 și cu iPhone 12 Pro și iată ce a ieșit. Nu am încercat să filmez într-un mod prin care să nu prea mișc mâinile, tocmai pentru că de multe ori nu stăm să ne montăm în a ține mâna cât mai dreaptă atunci când filmezi, ci pur și simplu am mers cu ambele telefoane în mână și am vrut să văd ce se întâmplă. Se vede că aici jocul nu e atât de mare sau dacă e puțin mai lent, așa că vine stabilizatorul ăla fizic, se mișcă așa, dar ușurel, pe când aici e un joc mai direct al imaginii și se vede mai ales dacă te uiți la trotuar, la partea aia de jos a filmării, că acolo se simte mișcarea mai mult. Asta te ajută în activitatea ta de zi cu zi pe bune, adică nu e o găselniță din asta, ci chiar este un lucru care te ajută în filmările pe care le faci, pentru că se vor vedea mult, mult mai bine. Tot când vine vorba de filmări, să știi că acest telefon filmează până la 4K la 60 de frame-uri pe secundă sau slow motion 1080p la 240 de frame-uri pe secundă. Când vine vorba de fotografiile astea obișnuite, am făcut câteva fotografii comparative cu iPhone 13 și iPhone 12 Pro și am folosit, bineînțeles, doar camera wide și ultra wide, pentru că am vrut să fie comparația cât mai exactă și acum poți vedea pe ecran fotografii făcute și cu iPhone 13 și cu 12 Pro. După cum vezi, nu sunt diferențe foarte mari și asta ne duce la o primă concluzie. Dacă ai iPhone 12 sau 12 Pro, nu prea merită să-ți faci upgrade la 13, că nu e diferență foarte mare când vine vorba de camere. E diferență la video, într-adevăr, și aia mică, dar e. În schimb, la fotografii nu o să simți diferență foarte mare în activitatea de zi cu zi. Diferența o să o simți la fotografiile de noapte și pe mine asta m-a impresionat destul de mult. Știu că atunci când mi-am cumpărat eu iPhone 12 Pro și l-am testat la fotografiile de noapte, am fost uimit de cât de bine face fotografii noaptea. iPhone 13 face și mai bine. Din nou am făcut fotografii comparative ca să vezi cam care e diferența. Avem în primul rând o luminozitate mai bună, se vede că au lucrat la treaba asta, dar și o claritate mai bună a imaginii. Deci dacă obișnuiești să faci fotografii în low light, să știi că cu noua generație de iPhone-uri o să faci fotografii mult mai bune când becul e stins, obloanele sunt trase sau pur și simplu e noapte afară. În față avem tot o cameră de 12 megapixeli cu un f2.2, este aceeași cameră de pe modelele anterioare, doar că face fotografii și clipuri video puțin mai bune pentru că reușește softul și procesorul telefonului să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în fotografia aia și o adaptează în așa fel încât să iasă puțin mai bine pozele. Uite și niște selfie-uri comparative ca să vezi despre ce e vorba. Avem și două funcții noi care se regăsesc doar pe iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, dar și 13 mini, deci doar pe noua generație de iPhone-uri. Prima funcție se numește Cinematic Mode și e un stil de filmare cinematic, așa cum zice și numele. Cei de la Apple spun că te ajută să faci filme ca la Hollywood, în care filmezi un subiect și când faci trecerea la alt subiect să se schimbe focusul de pe unul pe altul. Sincer, arăta mult mai bine în exemplele făcute de ei față de testele pe care le-am făcut eu. Mi se pare că mai e de lucru la softul care face acest Cinematic Mode, pentru că de multe ori nu știe ce să scoată în focus și ce să blureze. Și uite câteva exemple care într-adevăr îți dau senzația asta așa de film cinematografic, dar în același timp parcă nu sunt până la capăt. Singurul avantaj pe care îl văd eu la această funcție este faptul că poți acum să faci clipuri video cu background blurat. Adică dacă vrei tu să te filmezi, background-ul poate să fie blurat pentru că ai o funcție specială pentru asta. Dar altfel, ce spune Apple, că dacă filmezi fața unui om și omul respectiv se uită într-o altă direcție, camera știe să focuseze obiectul din direcția aia,
mie nu mi-a ieșit. Nu i-am făcut nimic în mod special, pur și simplu la mine n-a funcționat așa cum ziceau ei. Poate într-un update-ul următor vor mai lucra la felul în care funcționează chestia asta, dar momentan mi se pare că e ceva foarte la început de drum. Singurul avantaj pe care îl văd eu este că te poți filma cu background blurat și partea bună e că funcționează atât pe camerele din spate cât și pe camera din față, deci poți face și selfie, videos blurat și poate asta te ajută să faci story-uri mai faine sau ceva de genul ăsta. Iar a doua funcție pe care o găsești doar pe iPhone 13 și 13 Pro și așa mai departe este o funcție numită Photographic Styles. Adică, pe scurt, iPhone-ul poate aplica niște filtre pe fotografiile tale în momentul în care faci acele fotografii. Deci, în loc să stai tu să editezi fotografia după, poți să-ți setezi filtrele alea direct în aplicația de camera telefonului și să-ți facă fotografii în stilul respectiv. E interesantă metoda și, după cum vezi, poți face switch destul de ușor de la un filtru la altul. Te poți juca dacă vrei și cu parametrii fiecărui filtru, dar sincer nu cred că e o funcție care va fi folosită foarte mult de către utilizatorii de iPhone, pentru că până la urmă prefer să ai o fotografie cât mai corectă din punct de vedere al contrastului și culorilor și să o editezi după aia după bunul plac. Overall, camerele sunt într-adevăr puțin mai bune decât pe varianta 12, pe iPhone 12, dar nu sunt diferențe foarte mari în activitatea de zi cu zi. Diferențe mari sunt la fotografiile de noapte, într-adevăr, așa că dacă obișnuiești să faci fotografii multe noapte, s-ar putea ca acest lucru chiar să conteze când vine vorba de decizia de a face upgrade sau nu. Dacă ar fi să ne uităm la baterie, repet, am testat telefonul doar 24 de ore, așa că mare lucru nu pot să zic despre asta. Ce pot să spun e că cei de la Apple spun că ține cu 2 ore și jumătate mai mult față de iPhone 12. Tind să-i cred pentru că, într-adevăr, bateria ține mai mult, parcă se consumă mai greu, iar când vine vorba de capacitatea ei, bateria de pe iPhone 13 are 3227 de mAh versus 2815 de pe iPhone 12. Deci este o diferență notabilă când vine vorba de baterie, de aia și telefonul este puțin mai greu. E binevenită bateria asta pentru că parcă a trecut mult timp de când a zis Apple ultima oară că a făcut un telefon cu baterie care să țină mai bine. Deci, da, asta chiar e binevenită. Când vine vorba de încărcare, avem aceeași putere de încărcare. Telefonul se încarcă de la 0 la 50% în 30 de minute cu un charger de 20W. Încărcarea wireless clasică este de 7,5 W maxim, iar încărcarea prin MagSafe este de 15W maxim. Dacă ar fi să ne uităm la performanțe, rețeaua este într-adevăr performantă pentru că avem rețea 5G, aveam și pe iPhone 12, dar avem și aici. Avem Wi-Fi 6 și avem un procesor mai bun. Avem cel mai nou procesor de la Apple. Într-adevăr, pe varianta Pro, pe 13 Pro și Pro Max este puțin mai bun procesorul, dar și aici avem noul procesor, deci ne bucurăm de cea mai nouă tehnologie Apple. Nu se simte nicio diferență când vine vorba de aplicații, jocuri și așa mai departe, și pe 12 Pro-ul meu și pe 13 se mișcă la fel de bine. Poate în vreo 4 ani de acum încolo, da, 12 Pro se va mișca puțin mai greu decât 13, atunci va fi o diferență la procesor. Dar la ce te ajută procesorul ăsta nou? Că vizibil nu simți ceva când vine vorba de activitățile de zi cu zi. Te ajută la o optimizare mai bună a bateriei, pentru că știe să optimizeze procesele mai bine și să le facă să se miște mai bine. Și la optimizări din astea mici, cum ar fi fotografii mai bune, pentru că înțelege ce e în cadru și știe să optimizeze fotografia sau luminozitatea ca să iasă lucrurile mai bine. Deci cam pe ei simți diferențe la o baterie mai bună, o fotografie puțin mai bună, dar în rest, dacă ai versiunea anterioară, nu o să simți mare lucru. Trecem la preț. La iStyle, iPhone 13 de 128 de GB, adică fix ăsta, cel testat de mine, este 4450 de lei, dar poate ajunge până la 6200 de lei dacă te duci la versiunea de 512 GB, cu memorie de 512 GB. Din punctul meu de vedere, 128 de GB ca spațiu de stocare sunt super de ajuns, cel puțin la modul meu de folosire. Dar asta și pentru că țin în iCloud toate fotografiile și clipurile video pe care le fac. Acum tu decizi dacă ți ajunge sau nu în funcție de felul în care folosești telefonul. Și bineînțeles, haideți să răspundem și la întrebarea de pe buzele tuturor. Merită să-ți iei iPhone 13 sau nu? Din punctul meu de vedere, dacă ai iPhone 12, nu merită upgrade-ul. Nu e o diferență atât de mare încât să merite. Poate mai aștepți până la generația următoare. Atunci o să simți diferențe mai mari. Dacă ai iPhone 11, s-ar putea să merite să faci upgrade pentru camerele mai bune pe care le ai și pentru designul ăsta nou. Dacă ai iPhone 10S, 10 sau mai vechi, cu siguranță e un upgrade care merită din plin. Nu pentru că celelalte telefoane n-ar mai funcționa, ci pentru că e o diferență mare
a felului în care funcționează telefonul ăsta comparativ cu iPhone 10. Fostul meu telefon e iPhone 10 și văd diferențe foarte mari la felul în care se mișcă, la felul în care face fotografii și la felul în care ține bateria mai ales. Aici nu o să ai probleme cu bateria, pe când pe iPhone 10 știu clar că ți se termină bateria înainte de finalul zilei. Când vine vorba de gama iPhone 13, dacă nu știi ce să alegi între versiunea simplă și versiunea Pro, te invit să vezi și review-ul de la iPhone 13 Pro, pe care o să-l public în curând, ca să-ți fie mai ușor să te convingi, dar așa în linii mari, pentru cei mai mulți dintre noi, iPhone 13 este super ok, versiunea Pro este pentru cei care au nevoie de mult mai multe lucruri de la telefonul lor, cum ar fi o cameră în plus pentru fotografii sau clipuri video cu zoom, sau, nu știu, o rată de refresh mai mare sau lucruri de genul ăsta. Dar pentru cei mai mulți dintre noi, iPhone 13 este un telefon super ok, raportându-ne și la preț, dar și la ce primim de prețul ăsta. Dacă nu te-ai abonat până acum, te invit să o faci acum. Stai pe aproape, sunt curios cum ți s-a părut acest review, dacă să mai facem review-uri din astea la 24 de ore după folosirea device-ului și spune-mi dacă ai de gând să-ți upgradezi telefonul și să-ți cumperi iPhone 13 sau nu.